meu este Popa Constantin, sunt barman de meserie. Și ea este iubita ta, soția ta, partenera ta? Nu o cunosc. Pe Constantin l-am cunoscut în cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu. Nu a fost dragoste la prima vedere. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Deloc? Deloc. În prima zi, în prima... Te enerva? Mă enerva maxim. Și am zis, eu vreau să scap de băiatul ăsta. Am avut de lucru, credeți. 3 luni și jumătate. Am tras, am dus muncă de ognaș, să spunem așa. Dar nu m-am lăsat, pentru că atunci când îți dorești ceva în viață, lupți până simți că nu mai este cale de izbândă. Păi și dacă treceți mai departe, măi, și intrați în, da, în echipe... Nu cred. A? Nu diferite. Trebuie să luptăm. Eu simt că vom fi într-o competiție. Continuăm așa să fim și cel mai mult să câștige. Ești gata? 2, 3 și... 2-0 pe tine. 2, 3 și... În seara asta voi găti tochitură de porc cu mămăligă de cartofi. Când spui tochitură cu mămăligă de cartofi, deja ceva acolo tring, îți apare acel semn de întrebare, oarecum. Și chiar dacă tu ai mâncat tochitură cu mămăligă în fiecare zi, ești curios să mănânci acea mămăligă de cartofi. Astăzi gătesc ceva dulce, fac o pară veselă, că așa îmi place mie să-i spun. O să folosesc și puțin alcool, bineînțeles, ca să fie para un pic cam amețită. Folosesc ciocolata, bineînțeles, foarte bună a Măruie, care este cunoscută. Te-ai apucat în sfârșit? Mihaela este o tipă foarte pasionată de bucătărie, credeți-mă. Studiază foarte, foarte mult. Urmăresc emisiuni culinare și încerc și eu ceea ce văd acolo, ceea ce îmi place să fac. Cel mai mult am gătit în cadrul emisiunii Mireasa pentru fiul meu. Bine, am primit și un titlu de șef Mireasa pentru fiul meu 5. Nu pot compara cu ea, deoarece... Eu sunt șef în bucătărie. Întotdeauna suntem într-o concurență și acasă, tot concurenți suntem. Dar știi ce e frumos la partea asta cu concurența? Amândoi nu ne lăsăm, luptăm. Și el gătește, îți recunosc, să nu ne audă. Hai, grijă ce spui, că cu mine merge acasă. Dar eu gătesc mai bine ca el. Primul contact cu bucătăria l-am avut în armată. Deoarece am fost ospătar la Popote și trebuia să gătesc. Armata a fost de vis, acolo mi-a plăcut. Și așa am început aventura mea în bucătărie. Și când îți place ceva, mergi înainte. Un bărbat care nu știe să facă nimic în ziua de azi, totuși e puțin așa, sună ciudat. Te duci undeva și ce mănânci, o ochiuri și cartofi prăjiți, băi... Îmi doresc foarte mult să iau cuțitele, recunosc. Ce m-a motivat să vin la șef la cuțite, să văd, într-adevăr, dacă sunt în stare să fac lucrul acesta și să, de ce nu, să fac o meserie din asta. Hai să-ți dau un pic ca să inviteze. Nu stau acum, păi stai să te mai și pup. Rufii. Îți iau din timp, gata, da. Îți iau din timp, am înțeles. Stai să văd ce se întâmplă aici la mine. Că... Perele le pun pe acest grilaj ca toți aburii, condimentele și tot ce am pus eu aici să le ia para. Acum să vedem dacă este vestita mămăligă de cartofi. Omogenizăm acei cartofi și cu mălaiul, lăsăm puțin la fiert în acea zeamă care rămâne pentru a se forma acea mămăligă. Piureul și cu mălaiul se face o mămăligă foarte, foarte gustoasă și foarte bună. Zic că mai ai 7 minute. 7 minute? Nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Perele mele nu-s făcute. Cum să am 7 minute? Timpul mă presează. Ce-mi place să trăiesc așa periculos. Dacă sezonul trecut a fost Giovanni cu acea mămăligă neagră, a făcut senzație. Eu vreau să fac senzație cu această mămăligă de cartof, să spunem așa. Fie ca cel mai bun să câștige. Hai mă, zi-mi ce e. Primul cotlet de miel cu bățul în sus. No. Eu spun că e altceva, cu pește clar. Deci sezonul ăsta este sezonul peștelui. Tradițional românesc, dragul meu. Ok, pariu pe ce? Pe sticla care mi-aduci și în afară de asta, bei cu vin o liniuță. Hai mă, nu mă băga să... Da. Bea o liniuță și tu mănânci jumătate de farfurie. Gata. Și eu mă uit la voi și mă fac poze. Tu te duci cu ăla care pierde, oricum ar fi. Gata. Hai. Deci 3, 2, 1 și... Tradițional. Dar, stai puțin, că ouul ăsta nu știu dacă vine de România. Poate de nu e tradițional românesc. Tochitură, mă. Ou de unde n-ai bine? Sunny Side Up, e de la americani, gata. Da, e Sunny Side Up, e de la găina asta. A fi fost moțată de-aia, franțuzită.
Deci, tochitură. Îmi plouă în gură, jur. Un fel de tochitură, un pomana porcului, așa, o combinație. Tochitură. Mă rog, dă pe la noi clar. Aici nu-i ce să-i face, de pe la noi. Deci, ce faci? Mănânci jumătate de farfurie. Cătălin îl cheamă, Smărândescu, și vrea să ajungă exact la tine. Din mamă, adică? Are ceva, dar nu dau seama ce. N-are sare. Lasă în afară de asta. Dar deloc. Că nu e numai mălai, mai are ceva că e foarte... E cu lapte. E cu lapte. Fiartă în lapte. Nu, nu mai are ceva. Lapte, ba, da. Este făinoasă, mă. Care cartof? Bravo, bravo, bravo. Are gust de supă de legume, serios. Ai făcut-o cu un stoc. N-ai mai făcut vreodată așa ceva, Cătălin? Nu. Dar poți să încerc. Hipster. Hipster? Hipster. Are bărbiță, se îmbracă numai în motive românești, pantofi aurii, dar cu motive românești, cămașă de-aia scumpă, dar cu motive românești, cu carori, dar cu motive românești, în carori. Are și de la în piept? Tricolor? Tatuat. E tatuat. A, tatuat. Tatuat la inimă. Votăm? Votăm. Am uitat pe gara, da? Și fără sare, total. Revenim cu Constantin, care a propus o tochitură. Să vedem dacă a fost o propunere greu de refuzat de către cei trei nași la cuțite. Am uitat pe gara, da? Și fără sare, total. No. Să trăiți! Salut! Am mai fost! N-am mai fost? Nu. N-am mai fost! Dar de unde îl regăsești? Era asta pentru filmul. Băi, nebun, bravo! Eu sunt fan! Dar te-ai însurat? Am ajuns până final, am fost finalist, iar acolo... Ai fost finalist la mireasă pentru fiul meu? Auzi, Cătăline! Eu trăiesc și ăsta matrimonial de când m-am născut. Cum te cheamă? Opa Constantin. Opa Constantin. Ai recunoscut fata brunetă. Super, foarte tare, bravo! Este! Popa Constantin și, ok, de la show-uri matrimoniale, cum ai ajuns la mâncare, la bucătărie? Am zis să cer, de ce nu? Dacă acolo am avut tupeu să mă duc, pentru că stai un an de zile închis. Ai stat un an de zile închis? Într-o casă. Într-o casă. Și am zis să vin și aici și acolo ne găteam. Păi, chiar, o întrebare, dar trebuie să fii sincer. Cât de sincer? În echipa cu ei vrea să faci parte? La oricare dintre dumneavoastră aș fi în echipă, aș fi mândru și fericit pentru că am ajuns în acea echipă. Corect, da? Ai ajuns în fața noastră, acum exact. Trebuie să alegi deci, unul acum, din noi trei. Acum sunt fericit pentru că v-am văzut eu personal la capăt. Alege repede unul din noi trei. Repede. Nu mai stai pe gânduri. Bine. Ok. Constantine, voie de nevastă? Păi da, nu. Am luat-o. Am cerut un elicopter. Ai făcut, da? Elicopter. Nuntă, gata? Nu, n-am făcut încă nunta. Aha. Urmează, este totul planificat, dar Constanța și... Iar ai urmărit, frate? Treaba mea, băi, ce fac? Ce-ai pus în mămăligă? Mămăligă cu cartofi. Cartofi? Da. Cartofi. Aha. Și eu am rămas așa, de la emisiune, am învățat-o de la un coleg. Cum am mămăligă cu cartofi? Și eu am rămas, mămăligă cu cartofi, când am gustat? Păi și pâinea, unde? N-ai pus și mămălică și cartofi. Trebuia să ne dai și un pic de pâine. Pâine și muștar și tatăl. Și muși dai puțin. De ce să fac ceva atât? Sau să arate, să scoată ochii? Trebuie să-i dai gust, trebuie să simți că mănânci ceva, să aibă un col ceva. Constantine, să știi că apreciez foarte mult, foarte tare faptul că ai venit cu o chestie care se gătește la noi în țară. Mulțumesc frumos. Gustoasă. Mămăliga ciudat. Dar nu e rea. Sare, n-ai pus deloc. Deci, trebuie să mănânc, n-am ce să fac. Vreau, nu vreau, trebuie să mănânc. Constantine, Constantine, păcat că n-ai pus sare în mămăligă și ai uscat un pic carne. Mulțumesc, știu, sunt conștient de ce am făcut, dar... Ai uscat puțin carne. Da, nu vreau să iasă așa. Oricum vă mulțumesc frumos. Faptul că am ajuns aici este ceva pentru mine. Constantin! Da. M-ați fost simpatic în emisiune. Dar... Din păcate, nicio problemă. Nu-i ce trebuie, este uscată, este fadă. Da, corect. Trebuie să fie cumva cu mai moale carne. Da, exact, mai trebuia puțin sos. Exact, deci, am fost sos. Era tochitură sau cum am apropiat? Tochitură am vrut să iasă. A, vezi, da, asta am. Mulțumesc frumos atunci. Salut, bine. Oamenii ne ajută. Auzi, mă? Mă, unde știe tu că e tradițional? Așa Măciucă! E. Nu, la măciucă trebuie să te duc. Măciucă! Nu măciucă, mă. Băi, frate. Mă arde ca pe fraiere, așa? Ce facem, bă, măciucă? Ce fac ăștia cu noi? Hei, ce ai făcut? Două, unul am luat, un cuțit. Ah, da? Și asta înseamnă că nu mergi mai departe. Nu merg. Ce, e o tragedie? Nu e. Viața merge înainte. Viața merge înainte?